Prieteni, vreau să vă anunț că suntem aici la Ungheni, împreună cu simpatizanții, și nu doar simpatizanții Platformei Demnitate și Adevăr, oameni de bună credință care au hotărât să vină aici, chiar dacă timpul nu este cel mai favorabil pentru asemenea manifestare, dar au hotărât să vină alături de noi. Vă salut pe toți cei de acasă și din diasporă și voi încerca să rămânem live. Să-l salutăm aici pe Gheorghe Petic, candidatul nostru de la Ungheni și președintele organizației teritoriale Ungheni. Dacă și-au făcut actele necesare, s-ar putea împreună să ajungem în diasporă. Că dacă nu, s-ar putea să-i dăm o leacă de bătaie, să-l punem aici la respect, totuși. Mersi, sănătate multă. Prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți atât de în ceea ce înseamnă primirea unui parcurie. Eu zic că sunt mai atât la Argen, iar deși din urmă pe doar de la Cunoscăța, mai mult, mai mult, într-o oară, cum ar altă. Toate respingeri. Nu știu cum Dumnezeu, uitați-vă, Dumnezeu ține cu mine și m-a îndreptat exact la doamna care a venit din diaspora. Știți că dumneavoastră sunteți toate dragi, toți sunteți dragi. Da, da, da. Bun, prieteni, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru primirea frumoasă, călduroasă de aici, de la Ungheni. Vreau să vă spun că aici, la Ungheni, aveți niște reprezentanți extraordinari. De la Ungheni vine și Igor Munteanu, care în momentul de față a zis: Andrei, mai mergi tu pe acolo, că eu mă duc acolo ca acasă. Știți, el e de la Costiuleni. Să fiți mândri de Igor Munteanu, vicepreședinte de platformei DA, președintele unei comisii de anchetă în Parlamentul Țării, autorul a aproape 100 de proiecte legislative, toate în beneficiul oamenilor, așa că vă îndemn să fiți alături de Igor Munteanu în continuare. Ajungem și la Inga Grigoriu, tot la voște țineți, a? Inga Grigoriu, tot de pe aici trage și era o doamnă în piață care mi-a spus: domnule, dacă Grigoriu e cu tine, votez cu voi. Inga Grigoriu este președinta Comisiei Londromat. Ce înseamnă Londromat? Spălătorie de peste 30 de miliarde de dolari pe care am deconspirat-o încă în 2013-2014. Iată că acum este anchetată de către Inga Grigoriu în cadrul acestei anchete. Fiți mândri de Inga Grigoriu și fiți alături de ea. Gheorghe Petic este camaradul meu, este prietenul meu și în ciuda tuturor răilor din această țară vor rămâne alături până la capăt. Angelica, care astăzi e pe rol de operator, Angela Ramă, vine într-o familie extraordinară de învățători, de profesori, probabil erau, da? Da. Da. Sărută mâna mamei din partea mea. Neapărat, o să bucure. Așa că am scăpat cineva, dar uitați-vă dumneavoastră în față și o să vedeți și oameni minunați. Niște oameni minunați care au demonstrat de-a lungul timpului că sunt oamenii faptelor minunate, faptelor bune, pentru că pe noi, pe toți, ne-au adunat ce? Faptele bune pentru țară, pentru oameni. Citeam acum un raport pe care l-a făcut la plecare de la Ministerul de Interne și am spus că plec de acolo cu capul sus și cu obrazul curat. Pentru că am făcut tot ce am făcut doar în favoarea oamenilor și niciodată împotriva lor. Și vă asigurăm că și de acum încolo vom face același lucru. Faptele bune sunt cele care trebuie continuate. Le-am început în stradă, împreună cu dumneavoastră, în fața acolo, în fața liceului. Cred că în mințile noastre ar trebui să-i păstrăm un moment de reculegere pentru, sau un moment de memorie pentru Alexandru Roșu, pe care îl cunoașteți dumneavoastră și era un mare, mare sufletist, un om de mare, mare calitate de la dumneavoastră, din păcate a plecat la ceruri. Atâta lume bună aici, la Ungheni, cred că sunteți, la fel ca și Teleneștiu, sunteți un focar de demnitate, un focar de adevăr, un focar de dacă vreți, de cum se cădenie. Și vreau să le transmit tuturor unghenenilor. Vom face tot ce ne stă în putere încât aici să avem o infrastructură și mai calitativă, și mai bună, să avem mai multe locuri de muncă aici, să avem posibilitatea să trecem peste Prut cu mai multă ușurință,
să avem posibilitatea să ne integrăm cât se poate de mult și din punct de vedere al infrastructurii, al rețelelor de cale ferată, de energetică, mediatică, de culturală, nu mai vorbesc cu frații noștri din România, acolo unde, după dumneavoastră, voi merge și azi la invitația Mitropolitului Moldovei și a Bucovinei pentru un eveniment foarte și foarte important pentru noi, pentru toți creștinii ortodoxi, și anume aducerea acum 380 de ani în urmă la Iași a moaștelor Sfintei Parascheva. Sunt sigur că toți de pe aici am trecut pe acolo cel puțin o dată în viață, dacă nu fizic, cu gândul sau cu inima am trecut pe acolo. Vreau să vă încurajez să rămâneți în continuare alături de Platforma Demnitate și Adevăr, alături de oamenii faptelor bune. Am să aduc în discuție doar un lucru. Eram în piața aici, piața agricolă de la Ungheni, și toată lumea, vreau să vă spun că chiar m-am bucurat că era destul de informată că cei care au militat, au muncit, au luptat pentru producători autohtoni este Platforma Demnitate și Adevăr. Mă bucur foarte mult că tot mai mult și mai mult iese la suprafață adevărul. Mulți o să vină și o să ceară votul oamenilor. Mulți o să vină și o să facă promisiuni de viitor. Când vor veni, să le cereți însă socoteală pentru trecut. Puțin sunt politicienii care vor să vorbească despre trecutul lor. Platforma Demnitate și Adevăr o face cu capul sus, cu obrazul curat, nu are nimic de ascuns. Uitați-vă la toți candidații noștri. Ați văzut lista candidaților platformei, da? Fără cusur. Și ați văzut la alții. Tot răsare, unul aici, unul dincolo, da? Iată, cei din platforma, da, sunt oamenii faptelor bune, mai puține vorbe, dar mai multe fapte. Și eu vă încurajez să rămâneți alături de noi. Atunci când toți înghesuiau să facă politică, puțini erau cei care munceau și făceau dreptate. Iată, pentru cei puțini, cei mai mulți erau oamenii demnității și adevărului. Iată, pe acești oameni, că sunt de la Ungheni, de la Tirenești, de la Orhei, de la Sângerei, din diasporă, haideți să-i aplaudăm. Sunt oamenii faptelor bune. Sunt oamenii faptelor bune. Fără oameni buni, fără fapte bune, nu vom avea nici vremuri bune. Iată de ce. Oamenii buni, cu faptele bune, vor face împreună vremurile bune. Iată care este crezul nostru. Unitatea tuturor forțelor democratice, pro-europene, pro-românești și mai ales a celor care muncesc, luptă pentru cetățenii noștri. Asta este crezul nostru. Dacă nu a fost să fie, să continuăm împreună și în campania electorală, eu vă asigur că în viitorul Parlament, cu un număr mai mare de deputați, ca Slusari, ca Moțpan, ca Inga Grigoriu, ca Dinu Plângău, ca Igor Munteanu, ca Vasile Năstase, ca Maria Ciobanu, ca Stella Măcari, care am uitat? Ca Liviu Vop, cu număr și mai mare de deputați ca cei pe care i-am enumerat, vom putea face o majoritate pro-europeană pentru oameni care să muncească, la fel cum a făcut în anterior, și în stradă și în Parlament, să ducem la bun sfârșit niște inițiative foarte și foarte bune. M-am întrebat în piața agricolă, la dumneavoastră, unde pensionarii noștri își vând sărăcia. Adună de pe acasă ce mai pot și își vând sărăcia la piață, și mă întrebau doamnele de acolo, era o doamnă, cam ca dumneavoastră, doamnă tot așa ninsă, și mă întreba, Andrei, dar de ce ceilalți n-au susținut inițiativa voastră de modificare a Constituției? Am rămas înlemnit că o doamnă ca și dumneavoastră, cam așa, cam la 62 de ani, cam atât de dumneavoastră, ei, eu am zis 62 și... Da. Știa despre inițiativa platformei, da, de modificare a Constituției, astfel încât pensiile în Republica Moldova să nu fie niciuna mai mică decât minimul de existență. Ori astăzi minimul de existență este mult peste pensiile pe care le dau părinților și bunicilor noștri. Cum să trăiască un om cu 800 de lei, cu 1200 de lei, cu 1800 de lei? Cum să trăiește? Cum se cheamă asta dacă nu genocid social? Iată de ce vom duce la bun sfârșit inițiativa noastră de modificare a Constituției, astfel să avem niște pensii mai bune, pensii corecte, potrivit muncii pe care dumneavoastră ați dat-o statului ăsta. 34-35 sunt alții care au muncit și 42. De asta fiți alături de platforma, da. Trebuie să ducem la bun sfârșit tot ce am început în stradă.
În stradă i-am deconspirat pe cei care furau miliarde, nu-i așa? Iată că în Parlament Alexandru Scusar a condus comisia de anchetă în ceea ce privește furtul miliardului. În stradă am deconspirat spălătoria mafiei rusești. Inga Grigoriu anchetează în Parlament această ilegalitate. În stradă am deconspirat privatizările ilegale și concesionarea aeroportului Air Moldova și așa mai departe. În Parlament, Igor Munteanu a condus această comisie de anchetă și a predat procuratorii toate materialele. Iată, ceea ce am început în stradă, am continuat în Parlament, trebuie dus la bun sfârșit. Lucrurile bune încep cu da, trebuie făcute calitativ și duse la bun sfârșit. Haideți împreună să facem o faptă bună, pe data de 11 iulie, să ieșim la vot și un lucru pe care vă îndemn să-l faceți. Să nu vă mai luați după cei care vă spun că avem sau nu avem șansă. Știți în ce rezidă șansa noastră? În votul fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă mai luați după cei care vă spun. Și știți cine vă spune că platforma ta n-are șansă? Vă spun eu. Șor, Plahotniuc, Dodon, Platoni, Usatăi, toți bandiții aceștii țări, vă spun dumneavoastră că n-avem șansă. Și eu le spun acestor bandiți. Șansa Republicii Moldova este platforma DA. Haideți împreună să nu ratăm șansa Republicii Moldova. Haideți să votăm pe data de 11 iulie. Oamenii calitativi, oamenii de bun simț, oamenii care au făcut fapte bune și vor face și în continuare aceste fapte bune. Haideți să votăm cu toții platforma Demnitate și Adevăr pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am început în stradă, continuat în Parlament, fie cu legi și proiecte bune, fie cu comisiile de anchetă despre care vă vorbeam. Și un lucru vă rog să observați. Pe lângă faptul că vă spun acești toți vă spun că platforma DA n-au șanse, nici unul dintre ei nu îndrăznește să pronunțe Putin. Nici unul dintre ei. I-ați mai văzut să vorbească despre problema transnistreană? Nu. De pericolul care ne paște? Nu. De embargoul rusesc? Nu. Noi trebuie să avem relații foarte și foarte bune cu toate țările lumii. Cu toate. Și cu vecinii din dreapta și cu cei din stânga și din est și din vest. Dar trebuie să ținem cont de cine ne sunt frații, cine ne sunt partenerii. Și așa cum pe timpul lui Plahotniuc le era frică să le pronunțe numele, așa acum le este frică să pronunțe numele Putin, să pronunțe Cozac, să pronunțe Balșoi Pachet pe care îl promovează Dodon în întreaga Europa. Ce înseamnă Balșoi Pachet? Înseamnă federalizarea Republicii Moldova. Unicii care s-au opus federalizării Republicii Moldova, cine a fost? Platforma DA. Cine a fost platforma sau partidul care a contestat la instanța de judecată deschiderea mai multor secții de votare în Transnistria? Doar platforma DA. În momentul în care discutăm cu dumneavoastră la Curtea Supremă de Justiție se judecă cazul nostru, fac un apel către judecătorii de acolo și să-mi fie luat nu ca o amenințare pentru ei, ci ca pe o promisiune pentru dumneavoastră. Dacă, Doamne ferește, încalcă Constituția, încalcă cadrul normativ, va veni timpul când vor trebui să dea socoteală. Primul lucru care o să fac o sesizare la procuratură și o să mă țin de ea până când vor fi pus la respect cei care încalcă drepturile noastre constituționale. Nu putem admite ca un scrutin să fie afectat, de influențele străine. Este inadmisibil să facem așa ceva. Mă duc. Vreau doar atât să vă mai spun, vă iubesc, să știți că platforma Demnitate și Adevăr, echipa platformei, da, ține la oameni. De ce? Pentru că suntem dintre oameni, rămânem alături de ei și vrem să facem lucruri pentru oameni, lucruri bune pentru oameni. Pentru asta avem nevoie de votul fiecăruia dintre dumneavoastră, a celor de acasă, a celor din diasporă. Aveți încredere în platforma, da. Aveți încredere în Gheorghe Petic, în Angela Ramă, în Igor Munteanu de la Ungheni. Inga Grigoriu, care se trage pe aici, nu știu, soțul parcă e de aici, sau ea e de aici. A, chiar ea e de aici. Inga, te iubesc aici la Ungheni mai mult decât mine, sunt gelos. Și vă rog, aveți încredere în platforma, da. Repet tuturor celor din diasporă, vom veni alături de Gheorghe, de Andrei Dânga, de Ina Stanțieru, de alți oameni din diasporă vom veni către dumneavoastră. Avem un program foarte și foarte serios pe care vrem să-l promovăm și vrem să facem așa încât cei care își doresc să vină acasă, să aibă aici un climat
corect de trai și de activitate, iar cei care vor să rămână acolo să aibă toate condițiile pentru dezvoltare identitară, lingvistică, culturală, astfel încât să nu piardă legătura cu Republica Moldova. Ce să vă mai spun? Producătorii autohtoni, suntem alături de dumneavoastră, medicii, profesorii, veteranii, pensionarii, toate segmentele sociale sunt în vizorul Platformei Demnitate și Adevăr și a echipei minunate pe care în Parlamentul Republicii Moldova o conduce cine? Alexandru Slusar. Alexandru Slusar astăzi este la Căușeni, este la Ștefan Vodă, muncește ca un rob de dimineață până în seară. Iată de ce vă îndemn să apreciem cu toții munca. Cum ar fi, domnule, să mă duc eu la piață, să văd un măr frumos, să-ți curg ochii și nu numai ochii uitându-te la ei și să-l ascult fi de ce să spun, domnule, nu mânca, n-are șansă. Nu-i așa? Cum ar fi? Iată, această echipă minunată a muncit de dimineață până în seară în Parlamentul Republicii Moldova și în stradă. Eu vă îndemn să îi votați și să nu vă mai uitați la cei care desenează pe genunchi tot felul de sondaje, care ne toarnă zoi de dimineață până în seara, au făcut-o și Plahotniuc. L-am învins pe Plahotniuc, o să-l învinge și pe Dodon, o să-l învingem și pe Putin, patronul lor, a tuturor celor care ne-ar dori să rămânem aici. Iar drumul nostru unde este? Drumul nostru este în Europa. Și acest drum, un prim pas, îl putem face pe unde? Pe la Iași, la Sculeni, acolo unde plec eu acum, să merg alături de frații noștri. Astăzi voi avea un contact cu Mitropolia, voi discuta acolo, voi primi binecuvântare de partea Mitropolitului Bucovinei și a Moldovei și, bineînțeles, vreau să ajung să discut cu primarul de Iași, să ducem la bun sfârșit niște proiecte de infrastructură, niște proiecte comune, niște demersuri comune la nivel național și european, astfel încât să realizăm mai multe și mai multe poduri peste Prut, astfel încât oamenii se poată circula fără niciun fel de probleme. Avem astăzi mai puține poduri decât în perioada interberică, decât între cele două războaie. Suntem în secolul 21, se poate așa? Mă întreb, 30 de ani, ce au făcut tot felul de politicieni care ne-au tot strigat unirea? Unirea se face. Unirea se face, se făurește de la o zi la alta și se face în interesul tuturor cetățenilor, indiferent de nație și dacă poartă sau nu poartă la cruce, la Vito Cruce. Așa că, încă o dată, mulțumesc tuturor, am multe, multe de spus, dar am un ieșut în schimarea. Am să vă rog, în drum cu noi mai este o familie minunată a lui Alexandru Kozer. Este drumul face, dacă vine să-i aplaudați. Este deja. Unde-i Vale? Ei, salut, Vale. Am să vă las în companie la prietenii mei, Angela, Gheorghe, Valentin, Igor, Angela. Ai zis cum e, prin ei, vorbim la Chișinău, cum aici, așa ne zic, da? Mulțumesc și mă duc repede, nici nu știu unii nevastă, mi-ai tenit și atât de v-am lăsat-o. Alta nu. Tot cu aceea din stele. Bun, mă bucur încă o dată și mă bucur că aici este domnul Grigori Capcelea. Unde este? Și vă salut, mulțumesc. Am să iau carte de la Răzvoare. Mulțumesc frumos! Dar eu v-aș trebui să mă... Da, domnule Grigori, sunt foarte onorat să vă cunosc. Întotdeauna v-am urmărit și de departe și de acasă. Sunteți un om extraordinar, un om care luptă pentru dreptate. Și să știți, dreptatea v-am vinge întotdeauna. Noi vă dorim sănătate. Sănătate și mamei dumneavoastră care vă dat viață la așa un om care se luptă cu dreptatea. Sunt emoționată, dar bucuroasă că v-am cunoscut. Mulțumesc, doamne. Din tot sufletul. De ce ori a venit? Ești de la Ungheni. Nu, dar veniți din diaspora. Vine de la Vicența. La Vicența vine. La Vicența, da. Vă doresc mult sănătate, să ne trăiți cum luptați pentru noi, pentru popor. Mulțumesc de suflet, doamne. Mulțumesc că aveți încredere. Întâi de toate aveți încredere în dumneavoastră, în puterea votului dumneavoastră. Florii erau lui Gheorghe Peti, care întotdeauna el e la noi, e cel om pentru dreptate, care se luptă și se luptă permanent. Și crește floi frumoasă acasă și ne dă pildă nouă femeie. Vreau să ajung cu el la Vicența, doamnă. Știu că sunt acolo un grup de doamne care îl venerează.
Și eu iar am să fiu cumva gelos, știți? Bun, vă salut și mă duc, dacă îmi dați voi, bineînțeles. Ia uitați, Vicența s-a reunit aici acasă la unghie.